Iată, eu sunt acum în stația de buse. Trebuie să vorbesc mai tare pentru că este gălăgie mare, este muzică, oamenii trăiesc aici. Încerc să plec la un vulcan aici nu departe. Nu este un vulcan în erupție, doar are o lagună foarte frumoasă. Nu știu cum o să ajung, dar acum aștept autocarul. În 20 minute trebuie să plecăm și sunt vreo 45 minute, o oră de mers până acolo. Așa că să vedem dacă ajungem sau nu. Ne ducem la parcul Cerro Verde. Stau cu un om beat lângă mine și uite că se uită la mine ca nebunul. Nu știu ce s-a întâmplat, de ce s-a așezat lângă mine. Așa, iată eu cu aventurile mele. Deci am reușit eu până la urmă să ajung în parcul Cerro Verde, dar nu reușesc să mă duc să văd ceva, în sensul că la orele 9 este un grup special pentru turiști care pleacă la ora 9 de aici și le trebuie 4 ore ca să facă un hiking, ca să ajungă în fața vulcanului Santa Ana și cu laguna cea frumoasă. Pare se că nu se poate face altfel. Ce să zic? Asta e, mi-am încercat norocul, dar să știți că eu pe drum am văzut foarte multe lucruri frumoase. Păcat că nu am putut să filmez pentru că autocarul a fost foarte lent. Adică noi ne-am pornit la ora 11 și am ajuns aici la orele 1. Păi nu știu, adică pentru 30 de kilometri am mers 2 ore, s-a oprit fiecare 100 de metri, nu este o stație specială de autobuz, deci se oprește la fiecare 100 de metri când oamenii vor să se coboare, să se urce. Și iată că eu, până la urmă, încerc să merg pe jos, acolo am văzut că este o intrare. Poate reușesc pe intrarea aia să intru și să văd ceva. În orice caz aici, pentru ca să plătesc 3 dolari și să ajung doar în parc și să nu văd nimic, nu mă interesează. Am văzut mulți vulcani deja în viață, vroiam mai mult pentru voi, să vă arăt vouă o frumusețe aici. Am văzut pe internet că este chiar lângă Santa Ana și am zis că pentru voi aș face-o. Așa că mă întorc înapoi. Nu știu cum o să plec. Am înțeles că autocarul ultimul este la ora 1, adică acesta cu care am venit. Dar eu o să-mi încerc norocul cu mașina de ocazie. Deși e cam periculos aici, după câte mi-a zis băiatul Carlos, că să am grijă nici să nu scot telefonul. Așa că ați văzut că eu scot telefonul când nu sunt în oraș și încerc să vorbesc aici că e calm, mă auziți mai bine, nu trebuie să țip. Mi-ar face mare plăcere să am vocea aia la persoanele care intră în autobuz și vând ceva și așa țipă tare. Adică ei nu țipă, ei vorbesc normal. Iată așa cum, să vă arăt puțin pe unde merg eu. Da, iată, nu e nimeni. Am văzut foarte mulți autohtoni de aici care vin tot sau cu motocicletele sau cu mașina și se opresc pe aici la Popas. Cred că acușa să ajungă pe acolo unde sunt ei și vă arăt cum este. Știți că am o intuiție bună, după cum vedeți, iarăși e ceața asta albă, nu prea se vede mare lucru, deci am făcut bine ca să nu plătesc aia 3 dolari și să intru și să fiu decepționată. Asta era scopul, să ajung acolo sus, deci este craterul și sunt mai mulți vulcani, de fapt.
Dar eu vroiam pe ala de la Santa Ana și iată cum nu merge. Și încă una, pentru că mi s-a zis că grupul se constituie din turiști la 9 dimineața, pentru că este ghid și poliția turistică, pentru că, v-am zis, Salvador rămâne o țară încă periculoasă, după cele spuse de couchsurferul meu, Carlos. Mi-a zis să fiu foarte atentă și că totuși situația de aici s-a îmbunătățit de când este ultimul președinte, pentru că era mafia la putere, chiar ăștia din politică plăteau mafiei pentru diverse operații, nu știu de care, că el mi-a explicat. Nu prea am înțeles totul din spaniolă, în orice caz am înțeles că erau mână la mână atât statul cât și mafia împreună. Acum pare să că este mult mai bine și, de fapt, în 2 săptămâni, dacă nu mă greșesc, sunt alegerile și peste tot sunt publicități pentru alegeri, cât și niște manifestări mici prin ceea ce am văzut eu din orașul Santa Ana. E frumos aici, nu? Bine, ce să spun, pentru atât de puțină mâncare, $6 este cam scump. Dar deoarece tot am venit aici și vreau să profit de peisaj, văd că autohtonii tot aceeași preț plătesc, deci așa, cred că așa sunt prețurile. Iată cum își petrec autohtonii timpul. Ați văzut? Aici e duminică și ei au venit doar la un trekking. Au aici și o instalație, se poate de dormit. Nu costă atât de scump. $1 pentru ei, 3 sau 6 pentru noi, depinde dacă facem trekking-ul sau nu și dacă luăm ghidul și poliția turistică cu noi. Da, este o zonă plină cu plantații de cafea. Iată cum vedeți aici. Acum vă pun cum am mers cu autocarul și am făcut tot niște filmări. Care m-au luat cu o mașină de ocazie și am venit cu ei. Așa, vedeți că cine a zis că cu mașina de ocazie nu se poate de mers aici în Salvador? Noi încercăm de toate. Iată, am ajuns aici, vă arăt. Iată un peisaj foarte frumos, cu lacul lângă cei 3 vulcani pe care nu am reușit să-i văd, dar mă mulțumesc și cu acest lac. E foarte, foarte frumos. Asta e încărcat cu multe banane. Iată și mai este. Măi, pe aici cresc bananele cum la noi, nu cei pe drumurile alea de Moldova. Am ajuns și la un copac de avocat, ele încă sunt micuțe, dar iată copacul cât e de mare. Vai, ce de mare copacul și iată ele încă sunt micuți. Aș fi rupt unul chiar de pe copac să vă arăt.
asta și copacul de mango, vedeți acolo? A, ia uitați-o să-l câm! Dar cu totul diferit de la noi. Wow, ce frumos! Dar nu miroase așa cum la noi. Foarte interesant. Deci iată și mango. Eu așa descoper aici foarte multe, pentru că mergând pe jos vezi mult mai mult. Iarăși banane, mango, avocado. Îmi pare foarte rău că nu am ținut cont de vorba aia: cine se trezește mai dimineață, mai departe ajunge. Pentru că aș fi mers și aș fi găsit multe chestii, dar iată așa, dacă nu mi-am ascultat intuiția, m-am lăsat dusă de valul somnului. Așa că este frumos pe aici. Mai că merg mașinile și e cam periculos. Dar flori peste flori, copaci, îmi place foarte mult. Gracias. Deci cu ăștia oamenii au venit, te-ați văzut, n-aveau loc și m-au luat și m-au adus aici. De la... Muchas gracias. Adios, adios. Măi, ce oameni buni la suflet dau eu aici, nu știu, wow! Mi-au zis, hai să merg cu ei la lac, dar nu pot, că trebuie repede să merg, să ajung acolo la concertul ăla și sunt în întârziere. Iarăși trebuie să merg cu, numai cu autocarul până când am mers, dar acum fac de două ori stopul. Și haide că încercăm, poate ajungem până Santa Ana. Eu merg așa ca ei, din mașină, m-a pus sus în mașină, că mă duc până acolo vreo 2-3 km și de acolo cred că pot să iau un autocar. Vedeți, altă experiență. Oamenii singuri se opresc și mă întreabă de unde vin, cum e acolo la noi, de ce am venit aici. Iată, uitați-vă, care v-am zis că aici sunt alegerile, și uitați-vă toate publicitățile care sunt pe aici. Iată, Santa Ana e mai acolo și eu cred că trebuie să mă cobor aici. Mi s-a zis că aici autocarul se oprește chiar pe autostradă. Deci eu sunt aici, ați văzut? Pe autostradă și autocarul se oprește. Cam periculos, nu? Lumea era într-o mașină, cum eram eu mai dinaur. Deci ați văzut, eu sunt după condițiile salvadoriene. Iată, sunt în bus, nu nimeni, eu singură. Hai că ajungem numai decât la ora acolo. M-am trezit azi, nu puteam să dorm de la orele 4, așa că am zis, hai să vă fac o surpriză, nu numai pentru voi, dar și pentru mine. Ne facem o surpriză împreună, haideți! Vă arăt cum merg cu mașina de ocazie, cu camion mare. Iată, cu omul ăsta am venit cu mașina de ocazie, el singur s-a oprit. S-a oprit și nici n-am reușit să pun, să fac cu mâna, că el s-a oprit și mi-a zis unde mergi. Și am zis că la Cerro Verde și el m-a luat. Vai, ce interesant! Stând aici să ajung cât mai repede pe munte, iarăși e posibil să întârzi, sper să meargă bine. Iată că am văzut ce proiect este finanțat de guvernul francez. E bine așa când o țară ajută pe altă țară. Și noi suntem ajutați. Mă bucur! Este un oferta para mis amigos. Ah, sí, porque le gusta mirar todo el lugar donde yo visito. Ce frumusețe aici! Am venit, gata, am ajuns în parc. Aici se poate de stat și noaptea, de profitat de viață.
Aceștia sunt oamenii de aici, din Salvador, care m-au luat cu mașina de ocazie și care m-au plătit și intrarea în parc. Sunt foarte emoționată, așa de oameni de buni. Hermana. Hermana. Jessica. Hermana. Oye, ¿qué le chiflaba yo? Bien. Por eso lo detuvimos. Aquí es, aquí. Aquí. Comámoslo. Mai avem încă puțin și ajungem acolo sus. Am mers deja vreo oră, este o oră și jumate de mers sus, undeva vreo 3 ore în total. E cald, dar e adie vântul și e numai bine, răcoare. Și iată grupul care este cu mine. Si. Te zice că este luna aici, face frumusețe. Wow. Gata, ne coborâm. Vreau să vă arăt. Noi am ajuns de aici unde sunt aici casele și am urcat tot asta până sus în zigzag, că nu de alta, dar nu poți să urci așa, imediat e foarte abrupt. Deci aici pe de o parte este lacul și aici este craterul care e un vulcan, vulcanul Santa Ana, și el a fost activ în 2005, ultima erupție. Miroase a sufru, deci nu vă sfătuiesc să mergeți să vă scăldați în această lagună, deși culoarea este foarte frumoasă, dar dacă vedeți, de acolo iese fum. Wow! Sí. No, no me voy a quedar. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Jessica, apuntale cuándo para. Arrotan, sí. Conmigo. Te escribo en Instagram. Sí. Muchas gracias. Așa, oameni de bun, vai de mine, cum mi s-a făcut pielea găinii. Sunt fără cuvinte pentru că am făcut cunoștință cu o familie întreagă care mi-au dat și de băut și de mâncat și m-au dus cu mașina, m-au dus până aici. Măi, au un suflet foarte mare. De ce oare o țară are așa o reputație de proastă, când de fapt se arată invers, că aici oamenii sunt blânzi, sunt buni la suflet, sunt generoși. Deci asta știți cum e? Noi auzim stereotipuri, generalizăm și de fapt când mergi în țară și când călătorești,
în modul cel mai simplu, îți dai seama că dai doar peste oameni buni. Vă mulțumesc, Salvador, salvatorienii, vă mulțumesc foarte mult!